Hello, o nouă zi, un nou vlog și o viață nouă pentru scuterașul meu frumos. Dacă observați puțin, i-am pus arcul, acum cred că se vede mai bine, i-am pus arcul și roata pe spate, capacul la pedală, i-am reglat carburatorul într-așa fel încât pornește la prima bășină pe care eu dau. Așa îmi place mie să-i zic, deoarece și viața asta e la fel de frumoasă ca sentimentul pe care îl ai când îți faci scuterul. Exagerez acum, dar așa vorbesc eu de când mă știu, și cu prietenii. Vă puteți uita și pe vlogurile mai vechi cu scuterul, puteți să scrieți la căutări Aprilia SR Shari gen sau Shari scooter și o să găsiți și vloguri în care mai sunt cu un prieten, cred că acum 5-6 ani am filmat cu el, cu Rafi, și îi ziceam, ia dă-i o bășină la scooter, adică dă-i un pac. Așa și acum la fel, doar îi dau o pedală și pornește din prima. Carburatorul e nou, ce-i drept, dar nu l-am reglat ca lumea. O să fac un tutorial separat și am să vă explic cum să vă reglați orice tip de carburator în doi timpi. Desigur că există mici diferențe dacă e setul de 80, de 125, eu mă refer la astea de 49 în doi timpi. Inclusiv cele în 4 timpi sunt la fel. Atunci când cantitatea de aer este optimă, la fel ca și cea pe benzină, să știți că nu are cum să nu pornească și o să meargă perfect. Acum, eu mai aveam o problemă la el, deși că l-am reglat perfect, în capul meu s-a produs o magie. Am făcut ceva pe care mă gândeam că nu ar fi trebuit să-l fac și mi-au spus și unii prieteni. Adică am cumpărat chestia asta, în această chestie, în ghilimele, intră carburatorul. Iar partea aceasta stă pe carter, unde e muzicuța, înăuntru e o muzicuță, așa îi spune muzicuță. Și m-am gândit, mă frate, hai să încerc scuterul, să vedem dacă trage aer fals. O să fac eu un tutorial separat, mă gândesc să vedem cum, când o să fac cel de-al doilea scuter. Cu un spray de pornire, eu l-am folosit pentru Loganul diesel, deoarece am supapele de retur puțin mai terminate și o să le schimb, și porneam mașina cu acel spray. În moment ce dădeam cu sprayul în jurul acestei piese, se accelera. De ce? Trăgea aer fals în altă parte decât prin carburator, pe unde ar trebui să tragă de fel. O să fac tutoriale separate cu scuterul și cu mașinile și cu BMW-ul și cu pisicuța și cu ATV-ul pe Made in Romania. Găsiți canalul în descriere. Primul link este Instagramul meu și l-aveți și aici în tot parcursul vlogurilor, așa că vă rog să mergeți să îmi dați un follow și câteva inimioare. Să știți că nu ar strica, vă plac ochii mei, dar sunt așa verzi. Primăvara sunt verzi, vara se fac un fel de căcăniu în dungi și iarna se fac crem. Haideți să vă arăt cel mai mare secret în legătură cu această piesă, de ce l-am schimbat. O să întorc camera invers să vă arăt mai exact pe unde trăgea aer și cât de mult a contat, să vedeți ce rotund merge acest scuter și cât de mult a contat să schimb această piesă pe care am dat, mi se pare că 15 lei. Ok, am întors piesa și vreau să vă arăt ceva. Observați că este ruptă, dar pe cealaltă parte nu este la fel de ruptă. Dar este pătrunsă, ia asta să vedem cum facem cu... Observați? Haideți că se vede. Dar o să dau zoom ușor pentru că îmi fură imaginea din jur zoomul. Deci această piesă, acum se vede foarte bine, ia priviți. Acele rupturi dinăuntru, aha, hai că se vede mai bine când apăs. Acele rupturi, să știți că dăunează scuterului, adică mersului al motorului și strică buna colaborare cu... scuterul. Deci, priviți, el trăgea aer fals pe aici și nu numai pe acolo, mai trăgea și pe aici. Credeți-mă că această piesă este din fabrică, deci se observă originalitatea ei. Și pe aici, observați, și fura aer, trăgea aer fals. Uitați cât de mult. Deci eu am mers cu această piesă de când am luat scuterul, ce-i drept nu l-am mai folosit de un an de zile. Și am schimbat-o. Nu știu dacă se poate vedea pe aici, am pus șaua la loc, am desfăcut tot, toate furtunele le-am lipit ca lumea, l-am izolat, le-am prins absolut totul perfect și aici la ulei, deci am aranjat perfect, doar trebuie să șterg această șa, dar am făcut toate legăturile exact cum trebuie. Ia să vedem, nu știu pe unde pot eu să vă arăt, e undeva pe aici, bine, prin spate, pe aici se vede cel mai bine. O să încerc eu să vă arăt pe aici. În general, dacă vreți să umblați la acest tip de motor, trebuie să-i dați jos această șa
și cu arcul ca să se lase partea asta în jos. Observați exact, ăsta e, ăsta de aici, ăsta de aici. L-am schimbat și merge absolut perfect. Am dat cu spray peste tot, peste tot. Am dat cu spray și nu am nicio problemă. O să mai vorbim despre chestia asta, știți de ce? În momentul când trage aer fals, scuterul nu merge deloc bine. Nu se turează, vi se taie în mers. Dar chestia asta mai ține și de altă problemă, de chestia cu carburatorul. De exemplu, mie, când îl accelerez brusc, merge ce merge, după care mi se taie benzina de tot. Se termină foarte repede benzina din... Dar asta nu e nicio problemă, merge absolut perfect. Dacă îl iau așa, bătrânește, țaca-paca, țaca-paca, nu bătrânește, că ăsta se înfinge. Am role foarte ușoare, dar dacă îl iau ușurel așa, se duce foarte ok. Gata cu atâta vorbă că l-am lăudat și se face rău de Ilea Sughițu. Haideți să vă arăt cum pornește. O să-l pornesc de 2-3 ori, fără să întrerup, o să-l las așa. Doar că o să mai trebuiască să-i cumpăr tobă, dar mă duc cu asta să-mi fac rarul. Ia priviți. Cu șocul tras. Ia. Contactul pus. Prima încercare. Ați observat? Acum îl pot porni și dacă stau pe el. Deci stau pe el și merg și dau de aici. Ia, fiți atenți. Ce prost sunt, contactul era oprit. Mă și miram de ce nu merge, frate, la primul sfârc. Deci uitasem să pun contactul. L-am oprit. Am pus contactul din nou, deci eu stau pe scooter acum ca și cum, deci virez de ghidon, nu știu dacă se poate observa. Și îi dau o bășină de aici direct, ia fiți atenți. Asta înseamnă un scooter care merge absolut perfect. Deoarece și acel gât nu era ok, nu era bun. Ia priviți. Da? După ce o să-i... pun altă tobă, o să-i cumpăr o tobă sport, o să meargă absolut criminal. Deci, motorul e făcut în cel mai mic detaliu, e aranjat, carburatorul e nou. Mergea și cu carburatorul vechi dacă îl curățam, pentru că în mare parte asta era de vină. Nicio problemă, carburatorul pe care l-am scos de pe ea, o să-l folosesc la cealaltă, dar asta o să vorbim în alt episod. Și pe Made in Romania TV, mergeți acolo și abonați-vă că încep postările și acolo. Pe acest canal vreau să fac exact ce făceam și până acum, dar nu vreau să pun tutoriale și să plictisesc canalul cu alte chestii. Asta rămâne de vloguri, de fantome, de comori, de niște chestii de-astea. Ce ține de vlogurile pe care vreau eu să le fac? Dar pe canalul Made in Romania o să fac o grămadă de chestii. Vedeți ce frumos se vede roata de pe spate? E absolut criminală. Ok, să nu mai plictisim, începem și montăm ușor. Bordul, carenele de pe spate, semnalele, lămpile, aripa de pe spate. Haideți la treabă! Ok, m-am lăsat dus de val și am pus mult mai multe carene. Haideți să vă arăt. În primul rând, am pus carena mare de aici, asta, dar... Înainte am stabilizat-o foarte, foarte bine cu tot felul de șurubele absolut perfect. Deci e un tang. Pot spune că e un tang. O să șterg semnalul ăsta cu niște diluant. Totul e pus la maxim foarte, foarte bine. Mai rămâne să-i mai dau eu o spălătură pentru că s-a mai pus praf, afară că am bate vântul. Am prins absolut tot, peste tot, peste tot. Mai trebuie să-i mai dau eu cu negru pe aici, observați, aici și pe partea asta pe aici. După ce o să-l termin definitiv și e 90% gata. Am capacul de aici, haideți să vă și arăt. Și o să filmez și la rar, inclusiv când o să merg. O să vă spun exact toți pașii pe care o să-i fac. Așa, deci, cum e capacul negru, așa mișto, așa o să fie pe aici, pe aici. Pentru că îl voi izola și îl voi vopsi, dar am desfăcut carena de pe față pentru că i-am scos farul, i-am scos aceste nări, le-am vopsit, sunt acolo și o să îl fac și pe el. Observați farul aici, o să trebuiască să-i scot astea de aici, LED-urile, după care o să-i dau un polish geamului, bine că e și puțin mortar, dar vreau să vopsesc acele inele, ele erau înainte...
un fel de crom, dar vreau să le fac negre pentru că arată mult mai mafiot așa. Și ăsta l-am vopsit, aceste popor că e extraterestru, inclusiv acest guler care vine aici la sfârșit, vedeți? Dar după ce vine masca, nările alea făcute frumos și el vine prins așa și se completează. Țin să spun că mi-e foarte, foarte drag de el. Am pus și bordul și arată superb. A, e interesant. Abia aștept să îl dau afară să-l vopsesc. Arată mișto cu verdele ăsta. Ce să mai arată mișto și cu alea, vedeți ce frumos arată acolo? Și observați, culoarea asta e impecabilă. Nu e spălată bine asta, deci mai are praf pe ea, dar în rest vă dați seama. Negru ăsta mat arată superb peste tot. Pe aici, roată împrejur, mai trebuie să-i mai dau eu cu... Vedeți că s-a dezlipit când am desfăcut acel izoler. Și partea asta de jos, podeaua și cu spătarul ăsta, le-am curățat cu presiune și s-a luat vopseaua veche. Dar după ce o să o curăț, o degresez și dau cu primer să se lipească bine, o să se facă perfect exact ca fața așa și ca tot o să se facă negru frumos. Inclusiv chestiile astea o să le vopsesc de aici, ăsta și cu ăsta. Și șaua o să mă duc în Rahova, știu pe cineva care tapițează, să mi-o fac din nou, dar și eu pot să o tapițez. Ia să dau luminositatea mai mică și să întorc ăsta într-o parte așa. Când punem contactul, ia să vă arăt, vedeți? Când pun contactul, se aprind astea. Contactul, stop pe frână, frumos. Semnal dreapta, stânga. Totul e perfect, pregătit de rar. Stop pe frână, și la stânga, și la dreapta. Absolut perfect. În rest, totul e bine, bine, foarte bine ansamblat. Cauciucul o să văd ce e cu el. E puțin bunicel, dar dacă cumva mă respinge la rar, o mă duc să-mi cumpăr altul, nicio problemă. Asta am agățat-o bine de tot, am înțepenit-o rău de tot, cum nu era niciodată. O să mai spăl carterul ăsta un pic, după aia îl mai bag un pic la presiune și îl spăl, se face perfect. Filtrul ăla să-l mai spăl. În rest, e absolut ca lumea. O să... îi pun numărul așa și o să arate totul perfect. De pornit, v-am spus, pornește la sfert. De cât îi dau bășină, sună mișto. Ia priviți. Nu merge la electromotor, dar o să-l fac pe viitor. Doar mă las un pic pe ea, pe ea la sfert. Așa, da. Foarte puține scutere pornesc așa. Ok, după cum vedeți, e 80% gata. Iau și o pauză deoarece e 12 noaptea. Îmi ajunge, am stat și am bibilit absolut peste tot. Să iasă foarte bine și șuruburile să fie exact de la mama lor. Și totuși am mai dat de câteva șurubele care nu erau acolo. Deci nu au fost niciodată. Au mai fost câțiva suporți rupți și am făcut din nou. Deci l-am făcut dintr-o bucată cum ar veni. E stas, e țapă în rău. Dai cu pumnul în el și moare vițelul la vecin în casă. Ok, o să vă las. Mai am și la studio niște treabă. Mai stau și pe acolo vreo 2 ore. Cu voi a fost Șari. Aveți aici Instagramul pe tot parcursul vlogurilor. Facebook-ul, Instagramul, tot îl găsiți în descriere. Încet, încet îl terminăm și îl facem băiețași de cartier. Eu vă iubesc. Dați un share dacă v-a plăcut acest vlog. Și sunt convins că v-a plăcut și vă plac vlogurile mele. La revedere!